Tricolorul MV Ploiești are toate șansele să schimbe locul în clasament. Conducerea staful tehnic și mai ales voleibaliștii speră ca în 2017 să nu mai aibă parte de accidentări cum s-a întâmplat anul trecut când mai mulți jucători de bază s-au accidentat iar echipa a suferit. 3 puncte în partida următoare înseamnă locul 4 în clasament, adică o poziție mai sus și peste SCM Craiova, campioana antitra României. Înaintea partidei din această seară, tricolorul ocupă locul 5 cu 27 de puncte în timp ce adversarul LPS Piatra Neamț este codașa campionatului cu doar două puncte. În această situație, LMV-ul este mare favorită cu LPS-ul și statistica este de partea ploieștenilor. În meciurile directe de până acum au câștigat de două ori cu 3-0, iar echipa pietreană s-a impus odată în returul sezonului trecut. Partida este observată chiar de președintele Federației Române de Volei, Gheorghe Vișan. Tricolorul MV Ploiești dispută în sala sporturilor Olimpia o restanță din etapa a doua a returului fazei 1 din Divizia 1 cu Piatra Nemț. Meciul trebuia să se desfășoare în ultima etapă din 2016 a Diviziei A1 la Volei Masculin pe 17 decembrie, însă de comun acord cu echipa nemțeană, tricolorul MV a amânat partida ca urmare a implicării în CEF Challenge Cup. Sezonul competițional s-a reluat la finalul săptămânii trecute când a fost programată etapa a treia din returul fazei întâi a campionatului, tricolorul MV Ploiești debutând cu o victorie în minimum de seturi pe terenul echipei Știința Bacău.